program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. La circ? Nu, no, am venit să faci un control la creier. Da, la ce trebuie? Te pensionezi pe caz de boală? Nu deșteaptă. Patronul de la pinball mi-a zis că trebuie să-i duc un aviz psihologic. Păi nu te lăudai tu că ai fost soldat NATO și că te face direct general? Ba da, că nimeni nu se îndește de calitățile mele de ofițer, dar din cauza unui mic accident crede că sunt sandilău și mi-a zis să-i duc aviz psihologic. Și care este accidentul ăla așa mic? L-am pușcat pe unul cu bile, cu vopsea în față. Avea tricolorul pe față și l-am mai răscut. Da, 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 și el te-a pedepsit să umbli pe străzi așa, vai mama ta. Nu, m-a trebuit să lipesc afișe de promovare pentru parcul de pinball. Cum mă, să lipesc afișe? Eu, tita mai colonelul NATO, să lipesc afișe. Da, 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 știi că avizele astea nu se dau așa de ușor, mai ales că ești recidivist. Tu scrie-l acolo, că eu mă în Piața Victoriei, că acolo știi că sunt ăia cu afișe, cu aia, acolo îmi fac norma în 10 minute, când lipesc un afiș și trebuie să-l vadă cel puțin 1000 de oameni. Și acolo, cum sunt peste 100 de mii, îmi fac datoria cât ai ce pește. Stai mă liniștit, că ăia din Piața Victoriei au ei destule pancarte, nu se uită la afișele tale. Păi exact, că nu se uită, dar am găsit o șmecherie că mă duc și ei sunt cu pancartele alea. Poftă bună PSD! Și eu lipesc pe spate afișele mele și în felul ăsta le vede și lumea, să văd și la televizor, dacă nu mă promovează, mă face general, auzi? Da, și pe urmă o să te ia pensionarii la bătaie că te-au văzut la televizor. Auzi, dar nu mai bine te duci tu în parc să iei legătura cu cei tineri. Păi decât să stai cu nasul în telefon, pe jocuri din alea cu un pușcă, tu nu mai bine investi tu să împuște pe bune? Să vezi ce gras o să te plătească părinții dacă faci asta. Păi, da, da, mă duc, n-am niciun bar, cum mă duc eu cu copiii, că n-am să le dau și măcar de o bomboană, de o grisină acolo, un pateu cu brânză, ceva. Îi strângi tu așa la o discuție pe o canapea, faci tu un scenaclu, ca pe UNESCO, da? Și te apropii așa un pic de ei, faci simpatizanți. Mă duc, dar trebuie să recit și eu ca pe UNESCO? Nu, Doamne ferește, că îi sperii și nu mai vine ăia niciodată, nici măcar în parc. Da, auzi, știi ce? E mai bine fă-tu un centru din ăla pentru dependenții de jocuri pe calculator. Da, și îl pun eu pe site-ul cabinetului. Păi și cum fă, mă duc de nușă, nușă, de... Păi nu, fii atent, ăsta o să fie un proiect al Ministerului Sănătății și așa o să ai mai multă credibilitate. Păi da, dar o iau pe blocuri, să zicem, mă duc și sunt la ușă, dar de unde știu care are copii? A, s-a inventat internetul, Morlane. Păi de unde știu care are internet? A, adică, dacă mă uit, care are capul tras pe la ușă, care e conectat, ai dreptate. Da. Știu cum faci, mă duc la Balamuc și scot o sandilei de acolo, îi trimit la tine la cabinet să-i tratez. Tu îi tratezi, îi tratezi și îi bazi la loc în Balamuc eu. Iar mă duc, îi scot tu, iar îi tratez eu, iar îi eliberez, a? Ce zici? Nu merge. Nu merge. E, atunci am plecat, până găsesc altă idee, n-am ce zis, te-am pupat. Da, cred. Trebuie mers în Delta Băcărești pentru că s-a găsit un hoit de nutrient descompunere. Care dintre voi doi merge? Doarete? Eu nu pot ce-a merge, șeful. Permite să raportez. Sunt foarte ocupat. Cu ce ești, mă, tot eu ocupat? Ia, cu ce ești ocupat? Dar îți dau ție explicații, că tu nu ești șef, da? Foarte bine, dar spune atunci nu șeful, cu ce? Da, șeful m-a întrebat. Șeful, vă rog frumos să-l întrebați, pochiorete, cu ce e la cea ocupată, nu poate să meargă? Șeful, nu puneți botul la vrăjeală la orice prost. Mă tare ești tu, un om aici, un cadru de nădejde cu coloană vertebrală. Aia
un trimestru făcut la școala profesională. Dă-le frumos, dă-le pe toți proștii, bre. Ce, bă, tu mă faci? Bă, gata, gata. Bă, eu te-am făcut. Gata. Bă, ăsta te-a făcut. Gata. Te iei de mama. Gata. Ce urli, bă, când vorbește șef? Ordonat. Încetați cu ciorovăiala, că m-ați exasperat. L-a exasperat, bă, șef. Șeful, ia stați așa un pic. De ce trebuie să mergem noi după un cadavru de nutrie? Că noi suntem polițiști. Nu suntem de la poliția animalelor. Exact, bre, domnule, pânăm de noi. Băi, bă, voi n-ați auzit că există specii protejate? Aoleu, cât de prost. Bă, tu n-ai auzit, bă, că există specii protejate? Păi, da, bă, trebuie să spună șeful. Trebuie să desemnez pe unul dintre voi să meargă acolo. Faceți și cursuri de specializare pentru chestia asta. Dragul, cărăm hoituri cu sacul, bre. Și să duce populeț, că eu am milă și intru în depresie. Eu-s băiat simplu de la țară și eu iubesc toate animalele, bre. Da, tu ai crescut cu toate animale ca frații și surorile tale de aici, de la țară. Ce faci? Ce faci? Bă, tu vrei să te ciufulezi, bă, nenoroci! Băi, nu, de ce mă ciufulezi? De ce? Ia, șeful, durează o singură secundă să pronunțați numele celui care rămâne la birou. Cu votul ăla! Băi, dacă-ți facă! Gata, bă, încetați! Încetați! Gata, eu! Să trăiți! Mulțumesc, șeful! Să aveți încredere că o să fie totul în regulă aici la birou. Tu te duci, tu te duci, tararararar. Poponețule, de unde ai înțeles tu că pe tine te-am propus să rămâi la birou? Este fals! Păi ați, dumneavoastră, ați zis poponeț cu... Da, am zis poponeț pentru că pe tine te trimit după Hoyt. Yes! Mulțumesc, șeful! Vă iubesc și vă respect! Până la cer și-mi dărăc și tot așa de câteva ori să trăiți. Împreună cu Chiorete, ca să nu se supere niciunul. Hai! Șeful, și eu vă iubesc și vă respect. De la cer și vă iubesc acum în scol. Stați așa! Stai așa! Șeful, și la birou cine rămâne? Exact! La birou! Da. Dacă plecăm amândoi, cine rămâne la birou? La birou rămâne acela dintre voi care... Care ce face? Care... Ai vrei mai ne ferbe atât! Da! Care mi-aduce cea mai mare captură de produse de contrabandă de la așa din piață? Pregătește de poze de căpere de sară, ți-l umplu! Cine, mă, eu-l umplu! Hai! Stați un pic, băi, Chiore! Ce prost sunt, mâncare! Și acum trebuie să mă duc eu după Hoyt. Super comisare, ce ai făcut? Aflați că de astăzi înainte veți vedea un nou Mărlanu. Un nou tip de om, mai mândru, mai responsabil. Voi deschide o școală întrajutătoare pentru copiii care dependesc de jocuri pe calculator. Oh, asta ne mai lipsea. Să aduci corul copiilor plângăcioși aici. Și cine o să-i dirigeze? Ce trebuie dirijați? Ha, dracu' Teo, nu mi-a zis că și cântă. Bă, învățați-mă și pe mine unul să dirijez care vă pricepeți. Să nebuneți, păi trebuie să mă ajutați, mă, că trebuie să-i aduc încoace cu corul ca să-i înscriu la cursurile de paintball, spatru, cașcabal. De ce nu spui, mă, așa și ne iei tu cu d-astea că te faci om serios? Fii atent aici, ne ocupăm noi de dirijat, tu ia legătura cu mamele, că astea-s mult mai ușor de dirijat. Și Hasane, nu te-a mai alăptat tema de mult? Aduceți femeie aici? Bă, dacă prind picior de Conchita pe aici, vârșt vă fac! Auzi, bă, decât ne punem cu nebuna, mai bine îmi faci tu un film de ăla, de promovare, înțelegi? În care chemăm mamelele la noi, chemăm mamele la noi încoace? Adică nu le mai chemăm cu ne ducem noi la ele în casă, mă, ca să nu mai... Visez că ai vers pe pereți. Păi dacă află astea că ești rupt în pun, nici bătrânele de la azil nu o să stea la instruitul tău. Fii atent aici, du-te în parc, ia legătura cu gamerii și vezi cum merge treaba, că altfel te zbați degeaba. Ei, deștept prostul, dracu. Bine că a scăpat de ăsta. Sper că ai memorie la telefon, că am nevoie să filmez un drept la replică. Ia uzi! Păi, un individ din piață m-a recunoscut că am lucrat în poliție și mi-a zis că am fost dat afară pentru că eram coruptă. Mamă, și tu te iei după toți precupeți. M-a făcut de râs la toată lumea și vreau un drept la replică. O, mă, că glumeam, eu îți fac, dar nu mă chinui să scriu ceva.
Șefu? Șefu? Mă scuzați. Bă, de unde se umflă, mă, mingea asta, voi știți? Șefu, pe ea nu e minge, e saltea. Șefu, vreau să fie clar, da? Se vede cu ochiul liber că grămada produselor confiscate de mine este mult mai mare decât grămada produselor lui Chioret. Ce vorbe? Se vede pătrați din piaptele. Uite ce am acilea. Ce ai acolo? Oricum nu vezi. Că de-aia te și cheamă așa. Hai, Sitir, că te găsește, dragi, captă el. Pă ce că ai adus toate joaflele? Uite aici marfă de calitate. La tine astea pare aruncate la gunoi, mă, nu confiscat. Aruncate la gunoi, bă, ce joarse, bă, ce ai tu? Uite, marfă, așa, uite, bă, clopul disco, bă, că a revenit muzica disco. Iau ce frumos faci. Păi, după vremea lui disco, bă. Bravo, mă, bine face, certați-vă, dați înainte. Păi, bă, și ca să mai am motiv să vă dau încă o amendă. Încă o amendă? Păi ce, avem alta roată? Exact. Ha? Păi iete, bă, ce teanc de reclamații am de la comercianții care le-ați confiscat ilegal marfa. Că aveau acte pe ea. Ce credeți, mă, că mă faceți voi pe mine, mă? Da. Ce-ai zis? Nu, doamne, termină-mă măcar. Ce? Nu lăs nimic. Bă, eu nu sunt șmecher, sunt tatăl șmecherilor. Mi se trage de când mă luptam pentru supraviețuire în canale. Nu vă puneți voi cu mine, bă. Păi tu nici la ce să confiști, că pe tine nu te ajută fix, nicul, că alergi după traficanți. Ia, mă, gata, hai, marș și duceți imediat toate obiectele confiscate oamenilor până nu ne dau în judecată. Să fie clar, și nu mai confiscați nimic. Păi și păi cum ne departajezi, bre? Da. Păi vă departajez eu cumva, găsesc o cale. Recuperați bunuri furate. Păi de ce n-ai zis, bre, așa, că ne scuteți pe noi de o amendă? Că hoții niciodată nu reclamă că e furați de alții. Da. Dar niciodată am fugit, bre. Ce? Bă, fugit? Stai, bă, dar luați și asta, bă, Chiorete, poponezi! Ia uite, bă, iar le duc. Ce, bă, mi-au luat pufuleții! Taci, măi, grațierau, ia dă-mă cutia asta să... Dă-mi eu mie pe asta. Dă-o! Da, mă, o să le duc eu pe toate. Fii atent. Craina. Da. Dar păsta șeful să-l păsta să facem un hot dog. Ia-le în brațe și du-te cu ele și alege ce vrei tu. Mamă, ce e în crani, uite ce alunecă, vă, mai ales când dai cu scuipat. Viteze 4G, ia uite, 5G, 6, 7, 8, 9, 9G, 9. 9S, 9, 7G, 6. Ce? Ia uite cât a ecranul, băi, aproape cât televizor. E cât televizorul, ecranul! Uite aceea, e cât televizorul, ecranul la telefonul ăsta pe care las-o aceea, sculă de sculă, să aveți voi grijă de el, da? Că dacă dispare și ăla și ceasul, sunt terminați toți trei, nu numai eu. Cum atare vorbesc, e masa ai grijă de astea, că ăsta știu că-i cu țap-țarap. Da? Dar ce-i cu astea mărlane, nu cumva le-ai... Mă faci hoz la mine în casă? Stai, mă, de unde le ai și de ce trebuie să le păzim? Le-am împrumutat de la Igor, pentru o perioadă, că trebuie să am și o prestanță, o aroganță... În calitate de viitor manager al clubului de de ajutor pentru gameri. Da, ăștia gamerii e niște arogați de te doare capul, n-ai văzut. Te la mișto te persflează una, două, mai ales dacă te vede mai papagal așa. Pentru că nu ca și eu papagal, dar... Mă rog, înțelegeți, trec și eu într-o perioadă mai proastă financiară, asta e situația. Și atunci de ce nu le iei cu tine? Păi tu-i stâmpit, cum să mă duc în oraș cu astea? Mă vede poliția, mă arestează imediat, zice că le-am furat. Vezi că am plecat, să ai grijă, pe tine mă bazez, da? Da, e. Hai că și am treabă în oraș, mă duc să mă schimb. Ce treabă, unde? Bă, nu mă mistere în casa asta! Ia uite și pe Igor ăsta, umblă cu toate ghioarțele, bă. Chiorete, ce-i cu tine la ora asta acasă? Am avut o
O misiune, mă. Face ea pe-n cartier și m-a repezit. O fugă până acasă să văd, să văd dacă e, mai e nevoie de a cumpăra ceva pe-n frigider. Că a să cumpăr, că a trecut ceva timp de când n-am mai... Numai că avem de toate, dar dacă vrei tu să cumperi ceva special, eu nu te opresc, să știi că... Păi dacă avem de toate, ce să mai cumpăr, mă? Să avem să fie. Hai zi dacă vrei ceva de băut la... Apă! Că eu asta beau când să te lezepci ce-o funcțiune. Apă, pula! Ce faci, eu? Bă, genoflexiuni, bă! Că n-am cum să stau pe loc! Că cu scârba aia de Matiescu, bă, trebuie să fie agil ca veverița anual. Bă, ce știi înseamnă? Cum ne cronometrează dacă n-ai baremici, că te arde la bani la... Mersi. Da. Profesionist, adevărat. Salut! Ce faci, colegă? Ce faci pe aici? Tot după electrocasnice? Am venit în vizită în casă la mine să văd dacă e nevoie de oarece de cumpărat, că mă știi că sunt gospodin. Și eu acum plec, mă! Da? Plec! Da. Am treabă, să ne desigiu funcțiunii. Ai vrea? Poate te semne. Măi, da! Dar rău, hai că te semne. Dau după prostul ăsta, mă, poate... Auzi, eu am venit să vorbesc cu Emma, că Mesteo, să-i zic ceva. Băi, Emma e în dormitor acum, se schimbă, dar vine, ea și vorbesc. Mă, dă și mie un bar cu apă, te rog, că eu sunt în misiune, nu pot să beau, că aș fi stat cu tine să bem ceva. Da, mă, când sunteți săraci, aia e ce, vă dau eu apă. Nu-i problemă, ia, uite. Să nu bei de el, că bei după un prost. Da, cred că au fost doi, nu? Da? Să ai poftă. Mersi. Hai, salut! Îți dea Dumnezeu sănătate! Doamne ajută! Stai, unde pleci, mă? Nu vorbeai cu Emma? Nu mai lasă altă dată, mă duc în misiune, mă! Da, te uite, ne-am făcut trei acum. A fost doar o înșenare a actualului șef de secție Matescu, care și-a dorit din tot sufletul să mă scoată din poliție pentru că eram prea competentă. Mai mult de atât, îi era frică că voi arăta ce sistem ticăloșit patronează. Bă, tu ești normal sau chiar vrei să te tratezi? Păi ce-ți veni să pui pe Emma să-l atace pe Matescu? Eu? Păi nu te mai preface, că nu dădea Emma drept la replică la unic aliment fără acordul tău. Noroc, am văzut clipul și l-am oprit din distribuire. Păi nimeni a zis eu să fac. Bă, ăștia-și fac de cap. Pune, mă, piciu pe ei! Dacă nu vrei să se supere Matescu și să-ți facă vreun raport. O să mai pic și eu de vinovată, că te-am consiliat. Mă, dacă se mai întâmplă o dată, n-o să mai vezi niciun aviz în veci. Și nu pentru parcul ăla al tău de distracții. Și măcar pentru comisia de eliberare. Care comisie? Las că vezi tu. Dar unde te duci, mă, dăm așa aranjată? Mă duc la parcul de paintball să mă întâlnesc cu patronul, poate mă pune manager. De unde și până unde au nevoie de manager? Și de unde și până unde te angajează pe tine? Ei, uite că strategia mea da roade. Matescu s-a cam speriat de clip și a dat un telefon patronului. L-a șantajat la rândul lui, a zis că îi face un control la sânge, care are nevoie de aviz de la poliție pentru arme. Atunci ia să mă angajeze și pe mine. Uite, le încarc bilele cu vopseana. Hai, lasă să ajung eu acolo și mai vedem. Repede. Cine ți-a dat voie inconștient să filmezi drept la replică fără voia mea? Ce să nu vă mai... E doar un drept la replică. Ce drept la replică? Ești nebun. Adevărata problemă e Matescu. Că dacă ala vede videoclipul, mă trimite înapoi la Valea, la Dinamo. Mă, Murale, stai puțin. Bună, că cu eu vorbesc. Unde mai mult de doi ești într-o căpere? Dar ce ești într-o căpere? Unde mai mult de doi ești pe planetă? Dar ce ești eu? Unde mai mult de... Doi ești într-un univers, unul trebuie să fie șef, ce lasă eu! Că mă găsește, dragii! Unde mi-e ceasul? E... Ceasul! Ceasul și mobilul! E...
Nu știu. Că a venit un poștaș, adică nu era un poștaș, era unul care se tot fățea pe aici într-o cămașă cu multe culori așa, dar... Dar nu mai e. Mai e. Oboară, Igor. Oboară. Ce? Ce-a recuperat eu e mai scump. Ăsta e cea selvețian, e mică. Da, de unde știu eu că nu e o chinezărie de aia? Ce? Da, că nu e original, că face decât doi bani. Păi când toată lumea știe că smartphone-urile fac sute de euro și că nu pot fi contrafăcute pentru că sunt capsulate. Ia, bă, șeful! Șeful! Șeful, veniți! Da, băi, stai puțin, stai! Și tu, mă, nu reușesc nici un salteu asta deloc, mă, tot chinui de atâta timp. Băi, dar dacă nu mai e nebunit, de când ai salteaua asta, te joci în continuu cu ea. Ce? Ai vrea să chemăm un specialist să evalueze telefonul ăsta, ceasul ăsta, ca să închid botul la ofticos. Ia, mă, să mă, nu-i nevoie, mă, că uite, are seria pe carcasă, deci original. Ai auzit, mă, ofticosule, original? Da, da, are geamul scâriat și asta înseamnă că-i scade valoarea. În nici într-un caz îl schimbă primul geamciu. Asta, ce geamciu? Primul ceasornicar. Îl schimb la tine dacă se întâmplă ceva la ecran, să mai poate schimba nimic, bă, că e capsulat. Tu ai zis. Aaa, mă, da. Băi, am venit să fac o reclamație. Mi s-a furat telefonul și ceasul. L-ați găsit! Mulțumesc, bă, băieți, sunteți extraordinari! Ia uite! Sunt ale tale, Mârlane? Bineînțeles! Ia uite! De unde ai avut o masă ține cu bărbă? De unde am avut ce? N-am avut bani pentru că astea sunt de serviciu, amândouă, și ceasul și telefonul. Când m-am angajat la paintball și când încep tragerile la ora 7 fix, eu trebuie să pun mâna pe telefon să sun, să anunț. Bă, a început tragerile, nu mai trece nimeni până raza dațiunea armelor. Și asta e. Și fui, eu am recuperat telefonul de la un hoț, abar n-am avut el lui. Și eu la fel, bre, pe semne același. Bă, era unul cu o cămașă înflorată, mă? Exact. Și unde e? Ne-a scăpat, bre. Lasă că nu-i problemă, știu unde-l găsiți. Sunt tot în vârte, pe-n jurul vilei, pe acolo. Cred că-i și Dilimache un pic. Hai, mersi pentru marfă, v-am pupat. Stai, stai, mă, stai, repezitule, zine-mă așa de curiozitate. Care dintre astea era mai scump, mă, care era mai valoros? Ceasul ori telefonul? Păi nu te dracu să știu, mă, ceas că-i dă servicii amândouă. Hai, pa! Stai, mă, Mârlane, că-mi spargi captura. Ia uitați ce am recuperat de la un borfaș. Și unde e? Aici, nu vedeți? Unde e borfașul, Grațielo? Păi nu pe el am prins, că s-a speriat de mine și a fugit și a aruncat asta așa în spate. Și am fugit să o prind să nu se spargă. Că pare operă de artă, șeful. Cred că are o valoare inestimabilă. Ha? Ce operă de artă? Ce valoare? E un... ce să... un porțelan chiori. Ce, mă? Un porțelan chiori. Ia vezi, că tu te pricep mai bine la asta. La ce mă pricep, poponețule? La porțelanul chioare? Iar ne râdem de numele noastre? Că te găsești de dracii. Dar nu știți nimic. Mă refeream doar la faptul că la voi, acolo, la țară, olăritul e o tradiție. Spre deosebire cu la voi, la oraș, unde mârlănie e o tradiție. Șeful... De cauza la mârlănia asta ta, o să ajungi să... Să ce? Să păzești hoituri de animale. Nu e adevărat, tu o să ajungi. Ba tu o să ajungi. Ba tu. Ba tu o să ajungi. Încetați că o să ajungeți amândoi. Șeful! Hai, bre, acum nu o să o ții pe incapabil asta la birou în locul nostru. Că a venit cu o bucniță în care curge nu știu ce. E un porțelan de 2 lei. Mă, băieți, dacă acolo e ceea ce cred eu că e, incapabil asta tocmai a făcut o captură de câteva mii de euro. Dar poate e făină, bre. Sau da, poate da. E zahăr pudră. Da, așa păi, nu păi, e lumea. Da, dacă lumea ține uneori când nu găsește borcane, ține în vase. Da, da, mă, făină, da. Zahăr. Băieți, nu e făină. Felicitări, Grațiela! Felicitări! Ți-ai câștigat dreptul de a sta la birou și de a lucra direct cu celebrul comisar Mateescu, adică eu.
Vezi, fu că e incapabilă. O incapabilă face o mare greșeală. Și incapabilă și prostă vancă. Nu merită o asemenea funcție și onoare, bre. Bă, este exact ce trebuie. Pentru că subalternul trebuie să fie întotdeauna mai prost decât șeful. Nu că voi n-ați fi, da. În fine, să mergem, iubirea mea. Mi-aduceți voi salteaua mai târziu, mă. Iubire, dar nu vrei mai bine să facem niște chestii ca să-ți treacă furia, a? Păi ești întălău. Tu crezi că mie de asta mi-arde acum? Trebuie să ne gândim cum îl șantajăm pe Mateescu în continuare. Dar n-ai obținut ce ți-ai dorit? Pentru mine, da. Dar pentru Mârlan, nu? Păi dacă ești nebună și nu gândești înainte, păi uite că Mârlan e pe cale să se ducă înapoi acolo. Ba nu se duce nicăieri. Că mă ocup eu de asta. Mai exact tu. O să faci niște dezvăluiri pe la ziare în care să se zică nasole de Mateescu. Dar trebuie să ai grijă ca lucrurile astea să pară că vin de la oamenii simpli. Ia auzi, și ce ziar crezi că o să publice scornelele astea? Tu, toate ziarele, toate din lume, gata. Ia uite, ușor mai convins. Da, rezolv. Ce era așa greu? Da, și eu m-am precipitat așa. Mamă, de tot m-am precipitat. Ce faci, maci? Am uitat cine e șeful sau care-i treaba? Dar ce-i n-am voie nici să filmez acum? Păi să filmez chestii interesante în tot felul de baza codii. Dar nu filmez baza. Gura! Când vorbesc eu, vorbești odată cu mine. Dacă te mai prind că miști un pipe în casă fără știrea mea, te scot din vira în șuturi, mă, nenorocitule. Te fac al meu de bătaie. Jeg ordinar ce ești. Bun, tâmpi și cretin idiot, că altfel nu pot să zic, becirule! Coi fi tu, mă, prea, mă! Ai deschis cronțul? Chiorete! Măci! Și tu ce faci ca mutul, mă, prostule? Te-a făcut prost. Te lași călcat în picioare de oricine, mă? Ești o baligă moare, mă, păi n-are dreptate, e, mă, mă, să-ți facă ce-ți face. Și să stea cu un soț ca tine, bă, care e un malder de băligar. Da, eu n-am nimic cu el, bă, Chioret. Eu prietenește așa, îl certam să nu mai ai cât aia îți bate joc de el. Eu trebuia să-mi ia fără onoarea, pentru că sunt o doamnă, da? Și am și o aroganță, o demnitate. Demnitatea ta s-a dus dracu când te-a dat ei afară de poliție. Nu spune mie, și acum vrei să te angajezi manager, a? Crezi că mi-a zis mie ăla? Mi-a zis să știi, madame, că tu nu o să fii niciodată șefă, nici acasă, nici la muncă, nici nicăieri. Eu o să fiu manager. Ia stăți, mă, un pic. Voi vă certați pe postul ăla de manager? Și pe asta l-ați băgat la mil joc? Ei, niciunul din voi nu o să fie manager, mă. Ce? Las că vorbesc eu cu patronul să-l facă manager pe Asan. Că avem nevoie de un om care să fie infiltrat acoalea. Să ne spune ce se întâmplă, că avem informații că se întâmplă lucruri dubioase. Nu era ideea. E bine, Mărlane, că dacă tot am împărțit afacerile împreună și am făcut o echipă, facem și de acum înainte, nu? Da. Auzi, ce ziceai, că într-o cameră în care sunt mai mult de 2 inși, tu ești șeful? Eu sunt, bă, dar vezi să-mi te audă prostul ăla. Ci că el e, dar să n-auzi. Mă, Mârlane, ce e aici? Tipografie de afișe, ce? Da, nu, ce tipografie? Nu, e, am venit să văd câți părinți s-au scris pe site și ce donații au făcut. Da, cred că sunt câțiva, ia, stai să mă uit. Wow! Sunt aproape 2000! Wow! Și asta cât înseamnă? Păi 2100 de lei de fiecare înseamnă 200 de mii de ron. Și asta cât înseamnă? 200 de mii de lei. Înseamnă că n-am făcut nimic. Asane, tu ești managerul. Au început să sune părinții că vor să se înscrie la cursul ăla de paintball. Ce fac cu banii strâși de Mârlan? Faci ce trebuie să faci. Sunt ocupat acum, întreabă, nu vezi? Ok, deci fac ce trebuie să fac. Ia să vedem, te rog. Și semnătura?
Bravo! Gata! Teo, bine că ai venit! Trebuie să deblocăm niște bani ca să începem activitatea centrului. Activitatea a început deja. Tocmai am făcut actul de donație pentru Asociația Dependenților de Droguri, că se pare că ăștia sunt cei mai marginalizați și alungați de acasă. Ce ai făcut? Vrei să distrugi afacerea? Hasan a zis să fac ceea ce trebuie să facă, el e manager, așa că am donat totul dependenților, nu-i așa, Hasan? Opriți ordinul de plată, că eu o să folosească banii ca să cumpere droguri! Ce ordin? N-ai zis că-s 5 lei amărâți? Sunt 50.000 de euro, idiotule! De ce n-ai zis că nu e mărunțiș? Zi la ce bancă e contul ca să opresc plata! La Banca Religiilor, că ăștia se ocupă de activități sociale. Nu există Banca Religiilor, că am fost eu odată la ei să mă împrumut și nu era acolo. Nu mai există, mărlane. A, deci a fost o farsă. Ce bine! Mă și speriați aproape să mă bagi în infract, auzi? Farsa e numai numele băncii, în rest totul e adevărat. Ce mă, cum voi m-au făcut ținte? S-a întâmplat o nenorocire, Mărlane. Au venit oamenii lui Igor și au făcut prăpăt. Igor? Merge și el la pe Igor? A venit cu pistoale, cuțite, lanțuri, nunceaguri, 5 racheți. 2 erau gay. Mi l-au făcut prățap! A zis că unul cu cămașă înflorată i-a furat ceasul și telefonul. Și m-a văzut cu el în clip. Aolo, am uitat să-i zic că le-a recuperat. I-ai zis tu? Nu înțeleg. N-au venit ăștia, mă, grațielor. Cine ia, mă, atât să care un hoit de nutrie? Nu știu, șeful. Cred că s-au speriat. Au anunțat la televizor că s-au găsit 10 de cadavre, șeful, în Delta Văcărești. Uite! Ia uite! Ce e, mă, cu mutrele astea la voi, mă? V-a speriat de 3 stârvuri de nutri moarte, mă? Ne-ați trimis după cadavre? E bine... Cadavre am găsit. Nu era vorba de nutri și nu vorba de 3. 10 de mafioți, toți cu burta la soară. Și dacă nu intervenam eu cu colegul Poponeț, s-ar fi pușcat toți între ei. Era vorba de sute, dacă nu chiar de mie. Cine cu cine se împușcă, mă, că nu pricep? Alu Igor cu alu patronul de la paintball, care și era tot mafiot. Ci că era pe reglare de conturi între ei, căci că să furicesc. Unu pe altul. Bun. Și nutria. Unde-i nutria? E nutrie! Da! Care nutrie? Nu ne-am ars de nutrie! De nutrie! Deci n-ați mai venit cu nutria, nu? Nu! Nu! Că ce? Nu ne vâșea broasele pe la urechi? Vâși! Ăsta a făcut pe Matrix de 3 ori. Îți spun. Bine, mă! Vâși! Vă sancționez. Gata, mă! Ia liniște! Da, mă, zi! Criston Chester, cu respect! Da, sunt la mine, da. Îi premie să trăiți. Ah, am înțeles. Ia uzi, mă, ce că sunteți eroi. Păi și după nu trece cine să ce șefacu? Chiarete, Poponeți? Ce? Mai pardon, noi suntem eroi. Grațiela? Și Grațiela, mai pardon și la mine că eu am făcut cea mai mare captură de droguri. Bine, mă, atunci mă duc eu. Pa, pa. Hai, iubire. Asta rămâne în set? E de material, Ciorete! Ciorete, lasă-mi-o! Totul a fost doar o înșelare a actualului șef de secție, Mateescu, care și-a dorit din tot sufletul să mă scoată din poliție pentru că eram prea competentă. Mai mult de atât, i-a fost frică că voi arăta ce sistem ticăloșit patronează. Eu o să fiu manager! Ia stai, maș. Voi amândoi vă certați pe postul de manager? Că amândoi? Da. Amândoi. Voi amândoi. Ia. Atunci vă sancționez. Ce? Ce?
sancționez. Ce faci?